La ce folosesc florile acelea artificiale? Bun, deci sunt unele care pe care le vedem în hotelurile la intrare, în, cam, în prima. La intrarea hotelurilor aproape de recepție, mai găsești câte unele care sunt chiar frumoase, foarte aproape de realitate. Dar eu cred că în hotelul, unul de care se respectă, trebuie să-și permită să-și schimbe florile între cele mai scumpe flori din lumea asta, cele mai minunate, cele mai extraordinare. Dar schimbă, domnule, florile la ta la două, trei zile și adu unele naturale. Mi se pare atât de urât. Tot văd uh, flori din astea artificiale la diferite magazine și nu mă refer la chioșcurile din colț. Mă refer la, chiar la magazine din astea de renume. Pentru ce vor ar fi utile? Cum să-mi frumusețeze ele o oh, că cameră să aducă ele dacă nu au viață, dacă nu au acea energie, nu au acel miros, nu au acea prospețime, nu au aceeași o să-mi frumusețez o cameră, duze. spre exemplu, mie nu-mi rezistă florile, nu știu să le îngrijesc, am găsit doar mușcate rezistă la mine în casă, Asta e situația. Mi-am asumat, fac tot posibilul să le păstrez vii Pastele le scot iarna, le bag iarna în casă și le scot vara afară. M-am străduit. Îmi place să mă aibă sufrageria un pic de culoare la geam, le pun și uh, dau foarte bine. Dar alte flori, nu mi-aș lua acum flori artificiale pentru simplu fapt că nu stiu în stare să păstrez unele frumoase în casă. Aș găsi o altă variantă cum să-mi frumusețez spațiul, că slavă Domnului, sunt o grămadă de de designeri care se pot ocupa de asta. Am văzut că și în România în sfârșit au început oamenii să fie mai deschiși și să nu mai fie zgârciți și să-și înfrumusețeze după capul lor și după um, gustul lor de să spunem neaveniți cumva uh, casele. Nu trebuie să fim toții deștepți, nu trebuie să fim arhitecți, trebuie să fim designeri. Trebuie să avem încredere în specialiști dacă vrei să-ți schimbi casa, să faci o împrospătare a atmosferei, trebuie să ai un anumit buget. Și în bugetul ăla eu consider că este absolut necesar să existe un designer care să te ajute în a sorta culorile, pentru că noi nu știm, nu ne pricepe, n-am făcut școală pe asta. Putem să avem nativ niciun, eu cred că niciun talent pe lumea asta, nu se naie senzațional așa, fără să fie școlit, fără să fie șlefuit, fără să existe foarte multă muncă. E degeaba. Din punctul meu de vedere. Doar pe asta este părerea mea. Așadar, în momentul în care pornim de la flori, în momentul în care vrem să aducem cuiva flori, avem această dorință și vrem să-i facem o astfel de bucurie și considerăm că persoana respectivă își dorește și face plăcere, ar face plăcere, ar înfumuseța ziua, din diferite motive trebuie să ducem flori cuiva, alegem flori naturale. Din diferite motive dorim să ne înfrumusețăm camera, să aducem un plus de culoare, găsim flori naturale și punem în casă și de asemenea cerem uh, sfatul unui designer dacă vrem să facem uh, Schimbări. Nu le facem așa de capul nostru acum, că și noi avem o idee la ceea ce vrem să îmbunătățim, să înfrumusețăm, cum vrem să arate. Da, sigur, este absolut normal. Acum e clar că îi spui designerului că vrei să faci camera pentru copil, urmează să ai uh, un copil, o fetiță sau urmează să schimbi destinația camerei respective. E clar că trebuie să îi spui designerului ce ai în plan cu acea cameră. Însă, trebuie sfatul unui specialist. Bun. Ce vreau să spun este că nu, nu, nu înțeleg, eu personal nu înțeleg utilitatea florilor artificiale. Poate doar pentru fotografii, poate doar ca să. Dea un aspect, nu știu, unor fotografii sau unor uh, filmări, Nu știu, când ai o <fie> întâlnire cu cineva peste mări și țări și ești într-un zoom meeting cu o cunoștință mai veche cu care n-ai apucat să te vezi, da, pune și tu o vază în stânga cu o floare artificială dacă până la urmă n-ai alta în casă. Da, și o, o vază goală colorată face, poate să facă. Uh, același lucru sau un bibelou sau eu știu ce, o bluză colorată. Da, deci eu nu găsesc utilitatea florilor artificiale. Ca să nu mai spun uh, dacă e cumva să primești de la vreun bărbat un buchet de flori artificiale. Este, cum să vă spun, deci ai terminat pur și simplu relația de la bun început de ori de la Budache se întâmplă asta la începutul relației, a murit în fașă. Dacă se întâmplă pe la mijlocul relației, clar o mare problemă. Da, deci niciun caz, nu luați femeilor flori artificiale, niciun caz, iar eu nu nu găsesc oricum utilitatea, care e scopul, care e logica unor flori artificiale oriunde. Oriunde. pănicăieri, nu ar trebui să existe așa ceva. Să ne revedem cu mine mâine dimineață, dragi prieteni, zi minunată! thank you